în prorocia lui Isaia citim următoarele cuvinte. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, care zic, Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul. Isaia 33, versetul 14 și 15 Prima calificare pentru a locui cu acest foc mistuitor menționat aici este cel care umblă drept, neprihănit și vorbește cu sinceritate sau fără vicleșug. Isaia 33 cu 15. Asta se referă la cei care umblă potrivit cu lumina pe care o au, cu sinceritate în viața lor privată. Poate că nu sunt perfecți, dar sunt sinceri. Nu sunt fățarnici. Dacă există un lucru de care trebuie să ne temem mai mult decât orice altceva în biserică, este să le oferim oamenilor o impresie despre spiritualitatea noastră care nu este conformă cu realitatea le oferiți altora impresia că vă rugați mult, pe când de fapt nu vă rugați deloc? Le dați impresia că postiți mult, când de fapt nu postiți atât de mult? Vrei ca ceilalți să te considere un om dedicat cu toată inima, când tu de fapt nu ești? Atunci ești în pericolul de a cădea. Nu pentru că ești imperfect, ci pentru că nu ești sincer. Dumnezeu dorește ca adevărul să locuiască în interiorul nostru. Fățarnicii din Sion tremură, pentru că le este frică să nu fie expuși. A doua calificare pentru a trăi lângă focul mistuitor este respingerea câștigului nedrept, versetul 15. Cu alte cuvinte, a fi drept și credincios în chestiuni legate de bani. Este posibil să ne gândim că celălalt stăpân în afară de Dumnezeu este satan, dar Isus însuși a afirmat în Luca 16 cu 13 că acel stăpân este mamona, adică banii și bogățiile materiale. Niciun credincios nu își imaginează că poate să-L iubească pe Dumnezeu și pe Satan în același timp. Dar există o mulțime de credincioși care își imaginează că pot iubi simultan și banii și pe Dumnezeu. Niciun credincios nu va cădea vreodată la pământ și se va închina lui Satan dar există milioane de credincioși astăzi care se închină mamonii și care își închipuie că ei se pot închina și lui Dumnezeu. Dar nu se pot închina lui Dumnezeu dacă nu sunt credincioși cu banii. Ei nu-și dau seama că mamona îndepărtează o persoană tot mai mult de Dumnezeul cel viu și adevărat. A treia calificare pentru a locui lângă focul mistuitor este să ne închidem urechile, să nu auzim despre vărsarea de sânge. Versetul 15 din Isaia 33. Aceasta este mai mult decât evitarea bârfelor. Acest lucru se referă la faptul că nu doresc să aud nici chiar pe altcineva bârfind. Un om temător de Dumnezeu își va închide urechile, nu numai pentru principalul acuzator al fraților din Apocalipsa 12:10, dar și pentru agenții acuzatorului. Dacă am putea privi acest pământ din punctul de vedere al cerului, am vedea milioane de oameni din întreaga lume rupându-i pe alții în bucăți cu limba lor, de dimineața de vreme până noaptea târziu în fiecare zi. Dar dacă vrei să trăiești cu Dumnezeu, focul mistuitor, trebuie să te disciplinezi să nu asculți astfel de acuzații. Sau, chiar dacă trebuie să îi asculți pe acești oameni în situații în care vă este imposibil să vă ridicați și să ieșiți din cameră, atunci ar trebui să vă închideți mintea pe interior pentru a nu-i asculta. Lăsați oamenii din jurul vostru să fie corupți, pentru ce să pierdeți harul lui Dumnezeu în viața voastră. Dacă sunteți serioși în legătură cu trăirea lângă focul mistuitor, atunci nu mai ascultați toate acuzațiile. Dumnezeu ne-a dat abilitatea de a ne opri mintea, de a nu fi atenți la ceva atunci când nu vrem să ascultăm un lucru. Fă așa! Oprește-ți urechile de la a asculta cuvinte setoase de sânge. O a patra calificare menționată aici pentru a trăi lângă focul mistuitor este de a ne închide ochii să nu privim răul. Aceste două simțuri trupești, auzul și văzul, sunt principalele canale prin care binele și răul pătrund în mintea noastră. Noi trebuie să decidem ce permitem să intre. Cel care trește lângă un foc mistuitor nu se uită la ceea ce îi va spurca sufletul. Numai când îi vei permite lui Dumnezeu să mistuie tot ceea ce este lumesc în tine, în viața ta, vei putea trăi cu acela care este un foc mistuitor. Orice va rămâne în voi, aceea va fi de nemistuit. Dumnezeu urmează să populeze cerul cu astfel de oameni, cărora nu le mai rămâne nimic de mistuit în ei. Dumnezeu ne pregătește pentru cer. Când cântăm cântarea Cerul a coborât și Gloria mi-a umplut Sufletul, despre ce cântăm? Despre acel foc mistuitor care vine în Sufletul nostru și care arde tot ceea ce poate fi ars. Noi îi putem spune de bunăvoie Domnului, Doamne, vreau doar acele lucruri să rămână în viața mea care nu pot fi arse, pentru ca tu și cu mine să putem trăi împărtășie unul cu altul pentru totdeauna.